La căminul pentru persoane vârstnice. Acum v-ați ridicat de pe scaunul de coafă? Da, da, m-am coafat. Eram tunsă și nu am vrut numai să mă coafez. Dar vin așa periodic să vă tundă, să vă aranjeze acela? Așa de sărbători, de o martie, de Crăciun, de Paști, vin la noi. Așa. Nu? Nu. Puteți să luați loc acolo, dar nu mai stat, serviți ceva. O tunsoare a la Grande Mișto. Sunteți la noi, de la căminul de vârstnici, sunteți la noi. V-am primit cu multă dragoste și noi. Eu, de exemplu, eu sunt tânăr, am numai 75 ani, știți, de treaba asta. Și astăzi ați fost la tuns? Da, da, la tuns, da. Și v-a plăcut cum a ieșit? Clasa întâi, nota 10 cu felicitări, da, pentru că nota 10 cu felicitări, da, așa frumos, cu răbdare, cu migală, cu tot ce vrei, deci e plin de așa ceva. Cum ai vrea să vă tun? Așa. Peste cap? Bine, bine. Și la perciuni? Foarte. Nu trebuie. Bine, bine, bine. Cum vi se pare acest gest? Nemaipomenit. Nu ne-am așteptat. De ce? Așa ceva. Dar n-am mai întâlnit așa. Foarte drăguț și plăcut. Cum i-a spus să vă tundă? A, așa, cum umblu eu, la vârsta mea, aproape 90. Ce să facem? Și a fost drăguță domnișoara cu noastră, nu? Foarte drăguță. Niște voluntari se ocupă de coafat și de aranjat, doamne și domni, beneficiari ai instituției, în medie cam 15-20 din ce am văzut și din cei care au fost deja, foarte bine aranjați și sunt foarte bucuroși de altfel. Beneficiază de un serviciu care pe ei încântă, efectiv. Plus că sunt ce veniți cei din afară și atunci li se acordă o atenție de care chiar au nevoie. Astăzi de Giving Tuesday și nu numai, împreună dăruim, vrem să aducem un zâmbet acestor oameni minunați. Fiecare dintre noi avem nevoie de un zâmbet, nu? De bucurie, de bunătate, să împrăștiem nu numai în ziua de 3 decembrie, de Giving Tuesday. Toată lumea trebuie să dăruiască, să fim buni, ne bucurăm că suntem aici. Am fost antidot la matrață. Ce să mă spun? De când zile mă spun? Am venit cu o echipă invitată de mine. Am făcut o caravană. I-am tuns. I-am coafat, le-am adus un zâmbet, nu? Și o bună stare. Acum am pragul sărbătorilor, un fruct și o îmbrățișare. Un gest frumos. Și mai așteptăm. Când se poate, cu drag. Și să ne vedem sănătoși la anul, da? Haideți!